un locuitor al străzii Nicolae Titulescu, partea neasfaltată, a postat de dimineață pe o rețea de socializare faptul că strada și curțile oamenilor sunt invadate de purici și căpușe din cauza gunoaielor și a maidanezilor care se înmulțesc necontrolat. O echipă a TV Giurgiu s-a deplasat la fața locului și încă de la primii pași a constatat că postarea era cât se poate de adevărată. Puricii au sărit de pe trotuar pe pantaloni și cam așa a fost pe tot timpul filmării. Familia Peptănaru, care locuiește pe strada Nicolae Titulescu, spune că puricii și căpușele reprezintă o adevărată problemă. Strada este plină de maidanezi care și-au găsit adăpost într-un fost depozit, acum abandonat, de care nu se ocupă nimeni și care a devenit focar de infecție. Problemele sunt praful, mizeria după stradă, dar cel mai rău sunt purici. Ne-am umplut de purici, îi băgăm în casă, avem copii, ăștia sunt purtători de virus. Căpuși sunt câinii după stradă, nu ne putem odihni noaptea de câini și alte gălăgii care sunt noaptea pe stradă. Și după cum ați filmat și dumneavoastră și vedeți ce este, puricii sunt peste tot. Noi îi băgăm în casă, avem copii, avem lucruri în care dacă intră nu poți să-l mai scoți. Am cumpărat fiole cu otravă. M-am dus și am cerut de la plante, mi-a dat, dar nu sunt eficiente, sunt mult prea slabe. Dar ca să dai pe o stradă întreagă e foarte greu. Am văzut în spatele noastră, aici este o clădire abandonată unde stau foarte mulți câini. Da, este o clădire foarte veche, eu de când m-am născut tot așa o știu, nimeni n-a făcut nimic pentru ea, dar în schimb aici s-au strâns gunoaiele străzii, aici vin și aruncă, au demolat, au aruncat gunoaie, când și-au scos murăturile varza, au aruncat-o tot aici. Câinii vin aici și cei care au garaje în interior, în curtea acestei magazii, le aduc de mâncare la câini. E un lucru bun, toți suntem iubitori de animale, dar pe cele de acasă să le iubim mai mult. Chiar dacă oamenii din zonă spun că nu s-au adresat până acum autorităților pentru rezolvarea problemei, cineva trebuie să ia măsuri. Soluția care ar putea veni din partea municipalității ar fi ridicarea maidanezilor de pe stradă și igienizarea locației insalubre, care se pare că aparține primăriei.